cabinetul, nu pot să-mi recevăr. A fost chili, a fost nimic, chiar că nu mai suport. Nu v-ați săturat de atâtea prostii. Băi, sunt sătul de tot ce se întâmplă pe YouTube. Nu vreau să vorbesc prea mult despre chestia asta, pentru că îmi sângerează deja urechile după melodia pe care tocmai am ascultat-o. Frate, cred că s-a zis deja tot ce trebuia zis. Adică nu știu dacă aș avea o completare față de ce au zis toți ceilalți la, nu știu, la adresa celor doi. Nu mai le zic nici numele pentru că știți despre cine e vorba. Deci oamenii ăștia, mie din prima, eu am o calitate sau un defect, nu știu cum să-l numesc, pentru că uneori poate fi un defect. Băi, când mă uit la o persoană, îmi dau seama dacă persoana aia minte sau dacă e falsă sau dacă nu. Dacă v-aș fi zis acum un an jumate, când am văzut prima oară sau când am văzut prima oară, nici nu mai știu sigur, că sunt niște persoane false, nu m-ar fi crezut probabil nimeni. Acum, în schimb, își dau arama pe față. Asta este. Da. Deci cel mai ipocrit lucru care mi se pare în toată melodia asta, și atât o să zic pentru că am treabă și n-am chef să stau să mă lungesc, este faptul că tocmai cei care strică o generație aruncă cu rahat și spun că tu strici o generație. Deci asta mi se pare ipocrizia ipocriziilor. Nu o să vorbesc mai mult, nu intru în detalii, că s-a luat de Shelly, că s-a luat de Mimi. Frate, fiecare face ce vrea el, dar și dacă, să zicem, că ar fi avut dreptate, nu trebuia să vină, prin absurd, dacă ar fi avut dreptate, nu trebuia să vină să arunce cu rahat în ei, uite așa, tu, tu și tu! În fine. Bun, oameni buni, haideți să lăsăm subiectul care macină internetul deoparte, pentru că nu acesta este scopul acestui video. Oameni buni, astăzi Berce a absolvit 12 clase și la festivitatea de premiere. Eu o să merg până la Andra, am face niște sandwich-uri unul de alta. Iar mai apoi, dacă mai e timp și cumva Bercea n-a terminat, o să trecem pe la el pe la școală, poate îl și filmăm pe Grăsan. E cu roba pe el, cu toga în cap. Băi, n-ai văzut mă așa ceva? Toga sau toca? Ok. Mă trebuia să-mi iau și o melodie asta mașină, frate, să o ascult și eu. Că eu am melodie de căcat. Acum să ne mai curățăm puțin timpanele. Una zile de soare la volan nu se compară, nici măcar o stare din întreaga primăvară. Și n-am vis nou toată noaptea de emoții. După 3 luni de cer, niște soare vor și morții. Și uite azi am zis ziua. Se poate că lumea e grădină și preferă artificial. Eu sunt de la care crede că e bun ce-i natural. Volanelul, ia uitați-vă câte de șmecheră. Iar mi s-a prins cu, trebuie să schimb de milimetru ăla. Ia uite. Ce părere aveți despre frumosul? Oameni buni, o trebuie să fac un car vlog, așa v-am promis, în legătura cu volanelul. Adică să vedeți și voi mai bine volanelul. Aoleu, nu am o viteză, bine, op. Ia să vedem dacă găsim și noi un loc la umbră unde să parcăm păpușa. Dar de unde locuri la umbră? Pa, locuri la umbră. Mă gamea și piciorul să-mi bag. Și o mică completare, dacă tot toată lumea s-a apucat să spună lucruri despre ei, lucruri ascunse, chiar și prietenii, pentru că Shelly pot spune că a fost tovară, și hai că prietenii e mult spus cu ei. Nu știu dacă țineți voi minte videoclipul meu cu Andy reacționează la Andra Gogan Cringe Moment sau ceva de genul, probabil o să pun o poză cu el aici. Am primit mesaj de la Răzvan Gogan în care m-a amenințat cu judecata. Dar nu că n-am simțit nevoia să vă spun atunci, pentru că n-avea rost. Adică cine l-a luat în seamă pe Răzvan Gogan? Pentru că din punct de vedere legal n-are niciun drept să mă dea în judecată, pentru că n-am făcut absolut nimic. Ca să nu mai zic că tocmai mie, care, băi frate, am avut bunul simț, deși ar fi trebuit să nu comentez absolut nimic de sorsa. Deci am zis, bă, nu se poate, oamenii ăștia nu sunt pe treaba lor. Deci frate, uitați-vă la videoclipul meu de Andy reacționează la Cringe Moments, dacă vreți. Și dacă eu am zis ceva de rău de Andra atunci, eu șterg videoclipul. Dar nu am zis, frate, pentru că nu asta era scopul. Era un videoclip, era de la Cringe Alert, din câte știu, care nu știu dacă are canalul. Era un videoclip de divertisment, era pentru amuzament. Asta a fost scopul. În fine, asta am vrut să vă zic, că și pe mine m-a amenințat cu judecata. Nu l-am băgat în seamă, adică i-am răspuns pe acolo ce i-am mai zis eu și atât. Poate la remediurile, dacă vrea să le pună el. Hai că deja am vorbit mai mult decât îmi doream despre acest subiect. Hai să mai văd eu și de treaba mea. Oh, și-o mai dată. Iubita mea mă așteaptă cu brânză, margarină, și îmi face niște sandwich-uri, deși săraca e foarte obosită, că trebuie să plece la meditație. Ce iubită bună am. Moartea mea, moartea mea. Și-o mai dată.
Oameni buni, copilul meu s-a făcut mare și am mai tata, uite, și-a pus poză pe Instagram de la absolvire și scrie, a terminat cu ăla în 12 clase, Be Power. Deci le-am dat, bă, like. Apropo, aveți Instagramul meu, unde, ce am făcut, mă? Aveți aici Instagramul meu. Ia uite-l, ia uite-l. Obret underline Andrei, uite aici, poze cu băieții, cu gagicile, cu mașinile, vedeți, e gagici. Lasă furculița, că vorbeam de gagici la modul figurat, că e mașinile gagicile. Ia uite, aici, uite, vedeți, ultima poză, nici nu prea are like-uri. Hai, intrați să facem like-uri. O melodie care de-abia pe locul 10 trending și asta chiar e o melodie, frate. Nu vreau să spun, nu fac referință nici de cum la frații Gogan care sunt în trending. Hai să nu le zicem surorile. Iubita mea a vrut să vadă și ea melodia. Și din toată melodia, cel mai aiurea cadru mi se pare acesta, în care e dovada clară de influență a unor copii, frate, pentru că cel mai probabil acești copii nici nu știau de ce sunt aici. Acești copii cel mai probabil habar n-aveau, erau foarte încântați probabil că apar un videoclip cu ei și atât, cum ar fi fost încântați dacă apărea un orice alt videoclip de al unui YouTuber, frate. Bine, probabil au fost forțați să se strâmbe, pentru că uite la ăsta micu ce față are, săracul. De asemenea, un alt trucu de căcat, când faci YouTube, mi se pare să scoți bara de like-uri și de dislike-uri. Adică să scoți aprecierile, practic, pentru că și like-urile și dislike-urile sunt considerate aprecieri. În fine, frate, când faci ceva, asumă-ți, frate, asumă-ți, lasă bara aia acolo, să vezi, să vadă lumea, să vezi tu, în primul rând, ca creator de conținut, dacă a fost bine ce ai făcut sau nu. Niciodată n-am scos această bară și niciodată n-o să o scot, pentru că asta înseamnă demnitate, asta înseamnă să-ți asumi ce faci, frate. Ei n-au așa ceva și asta nu e singurul lor videoclip. Nici măcar acest videoclip, frate, de răspuns, reacție la clipul lui Shelly, nu are bara de like-uri și de dislike-uri. De ce, frate? De ce? De ce nu-ți asumi ce spui, frate? Uite, clipul lui Shelly are bara de like-uri și de dislike-uri. Bine, la like-urile la 130.000 nici nu mai contează la 5.300 de dislike-uri. Dar asta e ideea. Lasă bara acolo, frate. Lasă bara acolo. Ai demnitatea asta. Asumă-ți ceea ce faci pe YouTube. Pe platforma asta, pentru că despre asta e vorba. Băi, deja a venit soarele peste mine, mi-a luat mai eu pe mine pentru că nu mai pot. Să stau, uite, sunt bronzat ca tractoriștii de aici în jos. Am închis subiectul despre care am discutat mai devreme. Acum mergem să-l vedem pe domnul Bercea, care a absolvit. N-am apucat să merg la absolvire la el să vi-l filmez, pentru că deja plecase și asta este. Din câte știu, am auzit că a venit cu Ioan, ce pui mie de mașina asta în fața porții mele? Mașina de la Spartan? Ce caut aici în fața porții mele? Că le iau și-l filmez pe băiatul ăsta, rău, ia să-l vedem. Hop! Hop! Ia! Hop! Ușelid! Ce caut ăsta la volan, mă? Men, tu ai încredere? Lasă-l pe ăștia. Să se bucure și el, că n-are și el decapotabilă. Ce-a făcut și mă? Să-l vii și tu 12 clase? Exact, 12 clase. Ce le zici la băieți? Foarte bine. La mulți ani. La mulți ani, Ioance. Care sunteți la început de drum lungă, care sunteți la sfârșit, e un pic de stres. Da. Știi, mă, și tu să conduci de asta? Eu, mă. Bă. Eu conduc mai bine ca voi doi la un loc. S-o crezi tu, niciodată. Mergem la non-stop la cafeluță. Hai că vă închid acum că e curent. Vreau să vezi, tu știai că strici o generat. De ce bei cafea? Strici o generație. De ce fumezi? Mai și fumez o țigare și mai și mănânc o Milka. Cam poftă. De ce strici o generație? Ce faci? Ce părere ai? Eu îi stric. O stric-o și... Eu îi învăț la bine. Păi eu le zic, bă, ia uitați, pentru creier. Da. Pentru creier. Ce zici, grasule? Mă relaxez. Păi, dar nu ți-e cald în tricoul ăla negru pe soarele ăsta? Arzător. Poate îmi pică ăștia din buzunar. Păi vreau să ce ne facem la vară mâncați, când doar fi 40 ceva de grade. Nu mai ieșim, ești nebun. Că vă rupe. Sau ieșim dezbrăcați. Ca Dorian Popa. Mă, eu. Dar noi nu arătăm ca ăla, e birbelea, da? Nu are nimica. Cum, mă, cine nu arată? Ești ia uite-l, B-Power. Ia uite-l-a. Uite-l-a. Este cel mai nebunit de ieri să iau și lui niște Pringles. Băi, mai nebunit, deci îi place Pringles-ul și Mac-ul. Dacă îi dai Pringles și Mac, e de cel mai fericit. Hai să-i dăm Pringles-ul, că m-a nebunit. Alor eu, de când n-am mai mers cu Rio. Merge tata cu el. Uite-și mașina lui mama. Uf, ăsta ce caută aici? Ăsta locuie mâncat așa. What? Ce faci, mă, turbatule? Mă, ce cauți cu asta aici? Ai, așa se parchează mașina? Da, unde ia, te poftim. Hai, mersi. 15 lei. Să rămână. Poftim. Hai, vină cu aia. Plăcere, grăsanule. Mai mult cam atât cu acest episod. Încă o dată vreau să menționez că acest episod nu a fost pentru denigrarea numelui fraților Gogan. A fost doar strict a mea părere despre ceea ce au făcut ei.
trebuia să zic probabil mult mai multe sau trebuia să zic mai puține, asta nu mai contează acum. Cam atât cu acest vlog, uite, mi-a dat, mamă, ce mi-iese aici, frate, ne vedem data viitoare, poate reușesc să-l acopăr pe ăsta cumva, pa!